Proiectul pentru reabilitarea casei ce a aparținut marelui dirijor și compozitor romașcan, Serge Celibidache, este gata. Administrația locală va face de acum demersurile ce se impun pentru a obține fondurile necesare. O speranță ar fi chiar la prefectura Neamț. E gata proiectul pentru Casa Celibidache. Am cumpărat Casa Celibidache, am achiziționat-o în acest an, am dezvelit un bust cu ocazia împlinirea 100 de ani de la nașterea marelui dirijor, Sergiu Celibidache, deci sunt lucruri pe care le-am punctat, ni le-am asumat și iată, acum suntem în faza finalizării proiectului Casa Celibidache și vom începe demersuri, discuții pe două fronturi. Un front Consiliul Județean, un front Prefectură Ministerul Culturii. Domnul prefect, atunci când a fost la investitură, ne-a declarat sprijin pentru acest proiect. Sperăm să putem împreună să demarăm acest proiect. Unii ne vom mișca mai repede, pe calea aia ne vom axa. Costurile pentru lucrările de reabilitare și consolidare a casei Serge Celibidache sunt estimate la aproximativ 260.000 de euro.